If you've come to kill me, I hope you brought friends. Cam aș vrea asta, de când mă chinui să filmez un clip în junglă, am dat demote. Deci, eu mă tot duc în jos în loc să mă duc în sus cu jungla, cum să zic. Bine, și o trolez, că joc toți campionii care sunt grei și care nu poți să faci ce vrei tu așa, gen... Plus că eu sunt genul de full style, de full clear jungle. Adică îmi plac mai mult campionii gen Diana, gen, nu știu, la Mordekaiser, Shyvana. Cu ăștia am jucat bine mereu. Cu ceilalți, cu care te faci gank mai repede și chestii, top lane nu vrea să fie ultimul care alege, muhahahaha. Ok, vedem ce iese, din nou. Mai problema, ajungem și în Iron astăzi, în ritmul ăsta, dar vedem. Yo, salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou videoclip, numele meu este Alex, iar astăzi jucăm cu Nocturne în junglă. După cum mulți ne-ați cerut să joc un match în junglă, am zis să onorez ceea ce m-ați rugat. O să iau blue item, cred, o să fiu ce. Facem așa o chestie. În ce este, nu știu dacă să încep red sau blue. În ce este, în principiu vrei să maxezi Q, după aia E-ul, după aia W-ul. Avem Q-ul la primul level, după aia avem W-ul pentru pasiva care ne dă attack speed și urmează E-ul. Din nou, o pasivă interesantă, dar na, vedem cum iese. N-ar trebui să fie foarte greu. Am un skin, nu știu dacă e legacy sau nu, dar l-am de ceva timp. N-arată rău, sincer. În principiu, clear-ul nocturn este destul de bun, având în vedere că ai chestia asta. Every 13 second nocturn attack strikes all nearby enemies for 81 physical damage, restores 13 health per hit. Și chestia aia se tot reduce cu fiecare auto-attack pe care îl dai, de-aia tot nocturn se învârte în continuu când îl vedeți. Ok, asta este pasiva, mă rog, pasiva, asta este bula noastră. În principiu nu ne ajută cu nimica, fiind ability is block, disability, passive is... Adică n-am ce să blochez, cred. Pot să o dau, dar vedeți, nu blochezi absolut nimic, e pur și simplu pentru skill shot-uri și alte chestii. De să-mi dau ăsta mai repede, am greșit. Dar, da, pentru că eu încerc să vorbesc foarte mult, cum am zis, și vreau să atent. Nu fac min-maxing cum ar trebui, dar vedem. Runele destul de simple, little tempo. Un campion relativ simplu, dar în același timp greu. Vrei să faci level 6 cât mai repede pentru că gank-urile tale nu că sunt eficiente, sunt fenomenale după. Aș putea totuși să-mi caut un gank pe... Ok, o să aștept ca Diana să facă level 3. Cred că are ward aici. Da, are. Ok. Dar? Wait. Na, e wardat. O să sparg ward-ul și atât. Mă mulțumesc cu atât. Ok, mă retrag. Și mă duc să-mi continui clear-ul. Destul de nașpa când mergi pe un lane și încerci să faci gank, dar nu iese nimic. Dar e ok. Atât timp când n-avem ce să facem, nu facem nimic. Să vedem, suntem împotriva lui Sylas. Sylas are un clear foarte lent. Deci n-ar trebui să ne facem griji sub nicio formă de el. Plus că... are Conqueror, dar cred că îl bat cu Nocturne. Poți să-i blochezi o abilitate cu W-ul. Cel mai important ar fi să-i blochezi, cred că, E-ul lui. Având în vedere că este cea mai puternică abilitate pe care o are. Și de obicei maxeze E-ul pe Sylas. S-au spawnat Krabius un pic în urmă. Ok, mai dăm una AOE. Hai să vedem ce iese. Lux, o să avea grijă în locul tău. Ok, bot lane-ul este foarte gankable. Dar aș vrea să mă întâlnesc cu Sylas bună, destul de târziu. Maybe, nu, e târziu, e ok. Da, aș vrea, sincer. Man, ce faci? Ești nebun? Opa. Da, nu, m-a rupt. Credeam că este mai bine, dar n-a fost. În principiu vreau să merg Eclipse, nu cred că vreau să joc Prowler's Claw, având în vedere că tocmai am fidat cum fac în fiecare match, încercând eu să iau un 1v1. Unul care m-a baituit efectiv în aia și aparent a luat unul și acolo frumos. E ok. E ok. Nu e nimic stricat rău de tot. Adică nimic ce nu poate fi reparat, aș spune. Ăla vrea ajutor, vrea să-i facă invade, dar nu cred că vede unde sunt, aia e faza. Cu drag aș veni, dar prea departe, boss. Ok. Mid este... într-o luptă continuă și n-are prea multă mană. Ceea ce este interesant.
Nu știu ce facea Pantheon, zici că voia să vină să-mi ia ăla, e ireal ce e în capul jucătorilor în Elo-ul ăsta, jur. Chiar mi-aș dori să înțeleg, dar de multe ori e mai bine să o lași așa. Nasu și-a dat teleportul. Puteam să vin, dar fără ultimate e greu. Încercăm să facem level 6 cât mai repede, mă bazez pe chestia asta. Când joci un campion de genul ăsta, al stil level 6, plus că l-am... am subestimat tare pe Silas. Vina mea. Vina mea. O să luăm Eclipse primul item. Vreau să încep cu el. Pe urmă vedem. Probabil o să mergem pe un build interesant. În principiu, dar vrei să începi cel puțin, aș zice, Eclipse. E și build-ul cu Stridebreaker, care vezi, doamne, e bun. Dar mi se pare ciudat. Joc Stridebreaker. Nu prea are sens în capul meu. Deci cred că teoretic are. S-ar putea ca să ne facă 1v2, având în vedere care acel item. Nu, no, o să dau back. Ok. Vin. Vin. Am. Ai. Dă-ți-l, fă ce vrei, ești lent rău de tot. Bro, you're so slow. Nu le scrie nimic niciodată. Nu face greșeala asta pe care o fac eu de multe ori. Să le scrii, pentru că după aia tiltezi și mai tare. După ce că acum ai tiltat 100% că și-a dat abilitatea aia. Dai foarte, nu știu ce face Vladimir. Îl fidează pe Nasus, Nasus are deja 84. Iar eu n-am level 6 încă. Asta trebuie să fie prioritatea mea, pentru că nu pot să fac gank-uri, nu pot să fac nimic până n-am level 6. Vedeți și voi ce gank pot eu să-i fac cu Nasus. Adică nu pot să-i fac, aia vreau să zic. Ok. Scopul meu este să iau asta cât mai repede. Nu trebuia să mă bag cu Silas deloc acolo. Nice. Very good, very good. Încă n-am level 6. Cause that's how it is. Pot să iau asta în schimb. Ok. Hai că vin acum. O prindem sau nu o prindem? E moartă. Nu? Nu pot să cred. Doamne, 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 cât ascutu, boss. Odată îmi dau și ultima ta și aia scapă. Poate luăm ăsta? Aș vrea să-l iau, sincer. N-au oră din căieri. Da, vine el! El vine, că el știe. Ok, am dat E pe dragon! Nu pot să cred! Ok, îl iau. Cam, am Kai'Sa cu mine. E ok. Nicely done, well played, bro. El vine, mă, că el știe. Oh, mi-a dragon. Ți l-am luat. Cât de trist că mi-a dat ultima dată acolo și n-a funcționat. E ok. Dacă aș avea o aș mai da un gank aici. Mergem într-un full clear din nou ca să scăpăm de griji. Kai'Sa vă că e foarte bună. Și Pantheon e destul de bun. E primul match, boss, vă jur, pe cea mai sfânt. Primul match în care echipa mea nu fidează pe toate lane-urile. E primul, jur. Match-ul ăsta e playable. Pot să am și eu un impact. Pot să joc și eu un joc în care să-mi trăiască să fiu în toate direcțiile, că toată lumea pierde și mă blamează pe mine că nu-i ajut. Ei nu realizează că eu sunt unul, nu sunt șapte. Da, na. Am ultimata very soon. Și o să vin să-l distrugem până sus, cred. Sau pe Lux, să vedem. Very nice. N-am ce să fac pe botlane. Aș încerca aici. Nicely done. Nocturne este un campion foarte puternic. Mai ales când vine cu ultima ta așa. Și aveam red buff în principiu. I-a dat și Ignite? Da. Încercăm să luăm și ăsta. Nu știu unde-i Silas. Ar fi fost dră... Ok, Silas cred că e la bot. Având în vedere că ăștia mi-au dat pingurile astea. Ok. 900 de damage pe smite. Cred că îl luăm destul de repede. Noi scăpăm de o grijă. Din păcate n-am ultimata, dar Lux se retrage, e ok. Bun, putem să luăm asta. Dacă vine Silas, sunt mort. Să am mare grijă. Silas e bot încă. Ok, hai aici.
Da, știu, am ăsta. O, Doamne. Poți să-mi iau Eclipse. Ok, puții îi am deja. Să mergem spre bot lane, să începem să facem clear. Ok, în sfârșit un meci decent. Da, Tristan, ea a vrut să dea toată tureta, nu trebuia să facă chestia asta. De-aia am și plecat, e ok. It's fine. Am ultimata curând, nu am încă. Bă, de unii un suport destul de bun, pentru că are stun-uri pentru... și mult damage. Și, ok, n-am ultimata, dar se descurcă ei. Deși, cum aș veni cu ultimata aici, dacă îi baituiește. Ne-a dat ureta pe mid, hai. N-avem ce să facem. Mamă, mă dor ochii deja. Să stau mai pe spate sau ceva? Nu știu. Pentru că cred că stau prea apropiat de monitor. Cred, nu sigur. Cred că de-aia mă dor ochii. Ok. 20. Cred că farmează și Silas acum. Ideea e că i-aș da contest la chestii în junglă, dar mie că încă mă bate. Are 4 kill-uri, ceea ce e nașpa. Nu l-am mai văzut de ceva timp. Bun. Q-ul maxat, următoarea abilitate teoretic ar fi eu, cum am și zis, o și maxat. Ok. Se mut să o bat? Da. De ce nu moare, bro? De ce nu moare, bro? Unde-i damage-ul meu? Unde-i damage-ul meu? Au 2 AP, deci cred că aș vrea să iau Mercury. Nu? Cel mai bun plated. Cred că o să iau Mercury. Și următorul item trebuie să fie Axiomark. Mereu, absolut mereu. Ăsta-l vrem. Vă rog frumos, jucați pentru el dacă-l luăm, câștigăm. Unde mi-era damage-ul? N-am vrut, dar unde mi-era damage-ul? Am dat să zacă. Deci am dat full combo, e, Q, am prins-o tot. Unde-i damage-ul Nocturne? Where is your damage? Uf, grijă la ăla. Dar o luăm înainte să... poate el să facă ceva. Nice. Venim și noi, venim și noi, venim și noi. Fii mort, băiatul. Dai, care asta 17 slow-uri. Okay. Am panicat-o un pic să se oprească din ultima ta aia. E bine, poți să iau ăsta acum? M-aș mai duce o dată pe top să le enervez pe Nasus, dar deja suntem bot și facem treabă bună. Adică vor să dăm dive, au dat deja, trebuia să fiu acolo pentru dive, vina mea, dar s-au desfurcat absolut demențial. Bravo lor. Ok, wait. Ah, e în turetă. Nu-i facem nimica. Absolut nimica. Ce ziceți, băi, să mă duc să o scot pe loc sau să nu mă duc să o scot pe loc? What the fuck? Îl vrea să mă omoare. Știam că vine, dar Doamne cât de lent! Cred că e foarte prost Eclipse-ul, jur. Deci cred că e un item extrem de prost. Nu dă damage, bro! Vine după mine, nu cred așa ceva. Nu cred, e real. Nu vine. Doar a venit să-mi strice mie clear-ul și să trească să-și dea ăsta reset. Un băiat foarte treabă la asta. Dacă vin singur, ce fac? Știi că n-am damage. Că m-am mâncat pe mine în fund să iau căcatul ăsta de item. Dă-i pe asta? Nice. Am prins-o cu un Q, e foarte low, poate să o bată. Shit, man. O să mă duc top să-mi iau chestii. Ok, o să începem Maximarcu. Nu-mi place. Nu, Eclipse-ul e prost. Jur. Are unul în rate, cred că de tot... toată japița. Ce-i cu damage-ul ăla? Deci am un damage foarte slab pe Eclipse. Nu înțeleg de unde și cum funcționează Eclipse damage-ul. Ideea e că am unique takedowns-urile. Cred că singurul pe care nu l-am luat încă, dar e Lux. Deci trebuie să o iau și pe Lux. Deci trebuie să o omorâm pe Lux. Neapărat. It's a must. Ok, n-am ulta. Și moare oricum. Uf. E mort. N-a să face play-uri pe topul loc să fără mene. Nu-l cunosc că e prost.
Dacă știa ce face era grav. Ok, parcă am și un pic de damage acum sau mi se pare? Nu știu dacă ați observat în direcția în care lovești Heraldul, acolo și se va duce la început. Ok, doar ține-l la distanță. Nice, l-am luat, suntem chill. Chill, chill, chill chiar. Am și ultima ta curând. Am prea contează atâta timp cât n-am axiomarcul. Sunt amețit, what the fuck. Nu mă prind de ce. E că de la ochelari sau de la nepurtat ochelari? Nu mă prind. Oricum, după momentul ăsta trebuie să iau o pauză. Mă, nu mă mai interesează. Ok, mi-am dat W din greșeală. Dar e mișto nocturn în junglă, îmi place. Mai ales, dar cred că trebuie să... Ce am făcut eu greșit a fost lupta aia pe care am încercat eu să iau. N-avea niciun sens să mă bag cu Silas la nivelul ăla. Efectiv niciun sens. Încercăm un pic să grăbim axiomarcul. Un pic de tot. Ok. Aveți idee unde stai? Nu prea cred. Bro, ce naiba? Cu drag. Nice, mi-am luat și ultimul bounty. Mereu eram curios cât range ai pe R. E destul de... Ce faci? O să ajut dacă e... Cred că mă știe. Ok, hai! Hai, fata mea, vină încă. Tot te prinde, e ok. Luăm ăla! Very nice. Hai să joacă foarte bine și... Foarte rar să vezi una de carry care se joace bine. De aia cred că ar trebui să joc și ala de carry mai des, pentru că ai, jur, ai meciuri foarte mici. Adică îți găsește meciuri foarte repede ca de carry, nu știu de ce nu joacă nimeni pe UVS. Și poți să faci diferența destul de mult atâta timp cât știi să farmezi, să stai gen în banca ta când uite cum joacă Kai'Sa asta. Să nu fii tot timpul la orice bătaie doar pentru că o să ți iei blame de la teammates. Știi? Că e stupid. A, l-au luat. Uite-l pe Silas. Da, nu vreau să-mi dau back. Axiomark. Următor item, vreau Hydra. Știu că nu-i nevoie, dar... Nu, no, glumesc, o să-mi iau Hydra, o să-mi iau ăsta pentru viteză. Holy fuck. Ok, avem Ultimate Hunter, care îmi dă cooldown și mai mic pe R. Ar trebui să-l am 57 plus axiomark cu care să mi-l facă și mai șmecher. O să fie bine rău de tot. Trebuie să fac. Și poți să-ți dai ultimata destul de des acum, mai ales dacă e te-ai down-uri. Vedeți, de la 70 cât ar trebui să fie, mi-a dat-o la 50. Mega fine, mega fiță. Să punem și ăsta, că n-am ce altceva să fac cu el. Mai luăm și noi o turetă. Măcar o luăm garantat pe asta. Ok. Nu cred că mai a văzut Q. Și n-are ward, aici sunt sigur că tocmai ce-am fost. Dacă aș avea ultima ta Caitlyn. Oh, mă știe? Tocmai a pus ward, ok. Cred că mă știa. Dar e ok. Vin și eu. Au, ok. Nice, ai văzut? Nu e așa de greu. Nice, Kai'Sa! Bine jucat. Da, am putea. N-am lifesteal, dar am putea.
Chiar am putea. Also nu știu ce să fac, să-mi iau Blade of the Ring King sau nu, că mi se pare că n-am lifesteal și mor. Oh. E ok. Ok, și back. Să-mi iau Blade of the Ring King sau ceva care să-mi dea lifesteal. Asta e Omnivamp, Omnivamp e mai bun, că e și pe abilități. Hai să facem asta. Pare că am mai mare nevoie de itemul ăsta decât de altceva care să-mi dea speed în momentul ăsta. Nu pentru clear, pentru că oricum clear-ul meu e destul de rapid. Nu mă mai deranjează faptul că mi-a toate campurile. I deal with it, aia e. Oh, guys. I still need farm, please, not all. Bro. Sorry. Don't be sorry, be better than... Ok, luăm și solo. Asta e prioritatea. N-a să-ți poate să facă GVL pe top. Avem suficient CC să-l batem. 1850 îmi trebuie. O să-mi dau ultimata la prima ocazie pe care o am. Crezi că e luat asta? Da, e luat. Dar pot să iau ăsta. E un wave mare pe mid. Pe ăla nu-l ia nimeni. Ce avestos cu jungla, bro. For real. De există jungle, să ia jungla. Că dacă nu vin și eu top și jucăm doi top. The fuck? Ce au oamenii mei cu jungla? Le place lor jungla. Ok, asta pare o bătaie, bătaie, nu glumă. Dați turneta, dați turneta, dați turneta. Și vin și eu. Ah, hai să ne retragem, ne retragem, n-are sens, n-are sens. Hop! Ok. Easy. Gata, bro, retrage-te, n-are sens. Bă, să-mi iau Ravenous Hydra. E un campion în Nerva Nocturn pentru a decheri și alte chestii, da? Ai. Ok, Chica Spear of Shojin ar trebui să fie bun. Nu știu, așa cred. Așa simt. Dar vreau să-mi iau Zerilda, parcă nu? Nu vreau să-mi iau asta de Movement Speed. Zerilda sau ăla de Movement Speed nu contează. Atâta timp cât ai Axiom Arc și o să fac level 16, o să am cooldown foarte mic pe Paranoia. Ultimata aia șmecheră, e foarte șmecheră ultimata la Nocturne. Mi se pare una dintre cele mai șmecheră ultimata din joc. Gândește-te că nu mai vede nimeni din echipa dinamică nimic. I-ai orbit pe toți. Ok, a luat ăsta ciorile. E un baronul, că după baron putem încheia meciul. Baron and. Poți să iei blue. Și vrei și blue? Sau... Ok, tu alegi gen. Nu poți să le iei pe amândouă. N-aș încerca să dau end în locul lor, aș vrea să iau baronul întâi. Bă. Baron. Sau vor să ne lasă să... Nu, că toți în viață. Nu dați end. Uite. Ce ziceam? Da, na. Le dai win-ul. Așa e pe EU, vezi? Bine, n-a să-ți ia FK. Ceea ce nu-i rău. Acum am și eu Omnivamp. Rezist un pic mai mult la dragonul ăsta. Nice! Putem să încheiem, o așteptăm pe Kai'Sa. Sau sper că o așteptăm... Nu știu, bro. Nu știu. Teoretic asta ar trebui să facem. Farmăm un pic, o așteptăm pe Kai'Sa. Pot să-mi dau back, mai mi-au... Serate Dirk încă o dată a 17.000 oară când îl iau și ne ducem să încercăm să încheiem sau ceva, nu știu. Dar e destul de bun build pe care l-am făcut. Nu știu eclipsul ăsta, bro. Eclipsul ăsta mă sperie, este... Vă dau niște moment speed un pic de așa și un pic de așa, dar e un pic... Te sperie itemul, nu prea îmi place, sincer, e creepy. Avem și asta dacă vreți. Ok, hai să încheiem, că acum pot să-i ajung să încheiem. Looks out e foarte bine.
Easy. Doamne, cât damage dau, what the fuck. Acum parcă e bun eclipsul? Sau sunt celelalte iteme? Chiar nu știu, dar o să mai joc nocturn în jungă, mi se pare un campion super OP. Și greu de dat counter. Cred că nu știu oamenii în hero-ul ăsta să-i dea counter la nocturn. Hai să vedem, ar trebui să mă fi urcat înapoi în silver 2. Trebuie să-mi fi revenit la score. Doamne, trebuie să-mi scot sea cleaner-ul ăsta, că e o prostie de aplicație. Ok, o să-i dau state cu lui Kai'Sa, cred, nu știu. Silver 3, doamne, cât îți scade, bă, cât îți scade la un win, deci cât îți scade la un lose și cât de puțin îți dă la un win e ireal. A mea, am adăugat rune page-ul. Ok, merge. Dar e fain, m-am distrat, cred că o să mai joc nocturn. Bun, în sfârșit un meci de junglă. De ce e energia asta low? Pentru că e al 15-lea pe care îl filmez și încerc să fac un clip. E al 15-lea. Nu mai sunt hype, mamă, hai, facem, dregem, nu știu ce, e al 15-lea. Pup, pup, ne vedem data viitoare.